Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Știu că sunteți curios să aflați lucruri noi despre lumea economică și, de fapt, despre viață. Astăzi veți descoperi cât de utile sunt produsele și serviciile de asigurare în viața noastră. Deciziile bune au parte de o analiză serioasă a familiei. Relațiile noastre cu instituțiile nebancare sunt foarte importante. Pentru a gestiona cât mai bine situațiile de tipul celora care provoacă pagube, mai mici sau mai mari, este bine să planificăm anumite cheltuieli din timp și să încercăm ca pe lângă economisire să apelăm și la produse și servicii de asigurare. Dar haideți să identificăm, și sunt sigur că puteți, și să enumerați, așa cum fac eu, posibile riscuri cu care ne confruntăm. Sper că mersul pe bicicletă este una din activitățile ce vă fac plăcere. Ați avut accident ușor cu bicicleta? Știați că în România este interzis să mergi pe bicicletă pe drumurile publice până la vârsta de 14 ani? Dar hai să ne întrebăm de ce încheie oamenii contract de asigurare pentru accidente auto. Sunt frecvente oare în țara noastră? Inundațiile lovesc gospodăriile și agonisalea de o viață a oamenilor. E bine să avem în vedere ciclicitatea anotimpurilor, dar și a veniturilor într-o viață. Cât de importantă este asigurarea în caz de îmbolnăvire? Este pandemie. Cine ar fi crezut cât de gravă este pentru umanitate? Viața liniștită și lipsită de griji este foarte probabil să dispară repede. Tipurile de asigurări se împart în două mari categorii, obligatorii și facultative. De exemplu, o mașină în trafic poate fi implicată într-un accident, iar pagubele apărute trebuie suportate de șoferul vinovat. Pentru a diminua sau elimina pagubele datorate apariției riscului, de obicei se recurge la asigurarea mașinilor și persoanelor. PAD este o asigurare pentru locuință, o asigurare împotriva dezastrelor, ce permite asigurarea locuințelor pentru cele trei riscuri majore, cutremuri, inundații și alunecări de teren. Suma maximă asigurată este de 20.000 de euro. În zonele din mediul rural, casele fiind mai modeste, sunt asigurate pentru suma de 10.000 de euro. Societățile de asigurări oferă polițe de asigurare care conțin, pe lângă riscul de deces și pe cel de îmbolnăvire, și una de vătămare corporală, și nu uităm că cea mai importantă este sănătatea. Atunci când copiii călătoresc împreună cu părinții, aceștia încheie o poliță de asigurare de călătorie și pentru ei. Este normal să nu știți totul despre asigurări. Pentru asigurările medicale de călătorie este bine să țină cont de mai multe criterii. Dar ce criterii avem în vedere atunci când alegem un broker de asigurări? Oare apropierea de casă, recomandările prietenilor, comentariile de pe site-urile dedicate? Riscurile sunt foarte multe. Dacă le anticipăm, vom câștiga. Hai să facem împreună cu părinții și elevii o astfel de incursiune. Este întotdeauna un exercițiu necesar. Așadar, aceste produse sunt create pentru a diminua grijile noastre care apar firesc prin simpla utilizare a unor bunuri. Persoana care alege să plătească aceste polițe face economii, întrucât, în situația producerii unor daune, nu va suporta întregul cost. Ele trebuie privite mai mult ca un beneficiu decât ca o cheltuială. Ce fel de replici credeți că ar include dialogul celor doi șoferi din imagine? Sper că au asigurare și mai ales educație economico-financiară. Nu contează cine are dreptate, ci atitudinea lor. Sunt liniștiți? Oare de ce?
adică dispersare? Este un termen de la fizică? Ce înseamnă? Știm cu toții că unele dintre bunurile pe care le cumpărăm sunt valoroase și dorim să le protejăm. Exemple sunt numeroase. Atunci când achiziționați o bicicletă nouă, cumpărați și antifur și husă pentru a o proteja. Mai mult, unele companii de închiria biciclete sau mașini includ asigurarea în tariful pe care îl plătești pe zi, atunci când închiriezi acel obiect. Și să nu uităm, există și avantaje și dezavantaje atunci când încheiem un contract de asigurare. Impus sau la alegere, sunt oare unele mai scumpe și altele mai ieftine? Valoarea de despăgubire este mai mică sau mai mare? Timpul de așteptare este mai mare sau mai mic? Toate acestea sunt lucruri la care vă propun să vă gândiți. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă oră de educație economico-financiară. La revedere!